O dispută de închiriere ar fi fost motivul pentru care un bărbat de 34 de ani a ucis 10 persoane vineri după amiază, inclusiv 2 copii, și a rănit alți 6, înainte de a se ucide el însuși, potrivit presei locale. 11 persoane, inclusiv 2 copii, au fost uciși într-un atac armat în Muntenegru. Profimedia deschide galeria foto. Poliția a confirmat că atacatorul, Vuk Borilovic, a împușcat pentru prima dată o familie care locuia într-o casă închiriată pe care o deținea în cartierul Medovina din Cetinje. Folosind o pușcă de vânătoare, a ucis mai întâi 2 copii, 8 și 11 ani, și a rănit-o pe mama sa, care a murit apoi în spital, a explicat directorul poliției, Zoran Berdijanin, citat de Hina. După ce și a ucis chiriașii, s-a adus la casa vecinilor săi și a împușcat 2 bătrâni și fiul său, iar nepotul său le a rănit. Apoi a plecat și a ucis 4 oameni și a rănit încă 5. Potrivit martorilor oculari, atacatorul a tras mai mult de 100 de gloanțe într-o oră, potrivit Agerpres. Un polițist a fost rănit grav în timp ce agenții au încercat să le oprească, iar angajații serviciilor medicale de urgență nu au putut aborda răniții. În cele din urmă, criminalul, care nu avea antecedente penale, a fost împușcat mortal de un cetățean, pare că un alt vecin, și nu de poliție, după cum a confirmat vineri procurorul muntenegrin Andrije Nanastic. Primul ministru Dritana Bazovic a descris crimele ca o tragedie fără precedent și a spus că întreaga țară este în stare de șoc. Guvernul a proclamat 3 zile de doliu, începând de sâmbătă, pentru tragedia care a avut loc în această țară mică, cu doar 600.000 de locuitori.